Sucevenii care încă mai trăiesc cu spirit de cercetași sunt așteptați vineri 26 septembrie la evenimentul Noaptea Cercetătorilor, manifestare ce va avea loc pe esplanada Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Conform celor spuse de Mihai Dimian, prorector pe partea de cercetare de la USV, organizatorii vor pregăti atât pentru participanți cât și pentru cei ce vor fi prezenți în fața esplanadei diferite concursuri, activități și experimente. De asemenea, vor mai fi realizate proiecții de film 2D, 3D, observații cu telescopul din turnul observatorului, expoziții științifice și de fotografie. Da, Noaptea Cercetătorilor este un eveniment european cu tradiție de cel puțin 10 ani în diverse orașe din Europa. În acest an vor fi și 15 orașe din România, între cele mai mult de 300 orașe din Europa în care se desfășoară acest eveniment. Suceava, iată, este unul dintre ele. Este al treilea an în care organizăm și sperăm că de la an la an se vede o îmbunătățire atât a ceea ce prezentăm, cât și a numărului de participanți. Anul trecut au fost peste 2000 de participanți în acea noapte. El se organizează de obicei în ultima vineri din luna septembrie. Iată că în acest an este 26 septembrie și pe 29 septembrie începem și anul universitar, deci ar fi o potrivire celor două evenimente. Noi ne propunem să facem și lângă prezentările obișnuite, experimentele de știință pe care le avem și să zicem prezentările științifice, ne propunem să avem și câteva concursuri în acest an. Sigur că odată cu reabilitarea observatorului astronomic, care se află tot în această zonă a esplanadei universității, vor fi în cadrul lui diverse activități, proiecții de filme 3D și 2D, planetariu, observații cu telescopul din turnul observatorului, expoziții științifice și de fotografii. Deci sperăm să avem foarte multe activități care să atragă în special copiii, dar și publicul de toate vârste. Ne propunem să avem concursuri cu întrebări de știință, un concurs de prezentare a științei, concurs de fotografii despre artă și știință. În acest sens, dar această formă a evenimentului, să spunem, nu este cea finală și vom reveni probabil până la mijlocul lunii septembrie cu informații detaliate despre eveniment. Evenimentul Noaptea Cercetătorilor se află la a treia ediție, anul trecut fiind prezenți peste 2000 de participanți.